Din 2022, cel mai cunoscut festival de muzică electronică se va desfășura pe Național Arena. Peste 150 și dintre cei mai apreciați artiști internaționali și locali vor veni anul viitor pe 3, 4 și 5 iunie la Saga pe Național Arena. Iar Virgin Galactic a anunțat câștigătorul competiției pornite în luna iulie după zborul lui Sir Richard Branson. Keisha S., o femeie din Antigua, va zbura în spațiu, a anunțat că al doilea bilet câștigat îl va da către fica sa. Iar România a naturalizat 4 biatloniști cu origini din Rusia. 2 dintre aceștia vor debuta pentru România la Cupa Mondială care începe sâmbătă. Și ANM a emis vineri o atenționare de cod galben de vânt și ninsoare viscolită în zonele din 13 județe din întreaga țară până sâmbătă dimineață, precum și informare de intensificare a vântului în regiunile de vest și sud-est ale țării.